Organizația PNL Șac și Alianța pentru Șac vor avea un candidat comun pentru funcția de primar a localității pe Flavius Roșu și liste separate pentru Consiliul Local. Am avut cu toții maturitatea și bărbăția de a ne pune la masă și de a discuta viitorul localității Șac, lăsând în urmă orice orgolii sau lupte politice, aceste aspecte denotând seriozitatea și dorința comună pentru dezvoltarea localității noastre. Vom construi împreună cea mai bună platformă program pentru comunitatea locală pentru viitorii ani, cu proiecte moderne care vor transforma localitatea Șac într-un simbol al zonei de vest. În calitate de ales local, dar și de membru al organizației PNL Șac, am asigurat împreună cu colegii consilieri o stabilitate necesară la nivelul administrației publice locale și am contribuit semnificativ la implementarea proiectelor propuse. Buna colaborare a consilierilor locale PNL și ai Alianței pentru Șac din ultima perioadă ne arată că aceasta este cheia reușitei și drumul spre progres. Datorită bunei colaborări, putem vedea cum localitatea s-a dezvoltat și a devenit un punct de atracție pentru noi locuitorii. Șagul crește pe zi ce trece. Ne-am propus ca localitatea să continue proiectele începute și să atragem un număr cât mai mare de fonduri externe pentru a dezvolta într-un ritm și mai alert comuna și să atragem în viitorul Consiliu Local doar oameni care au demonstrat pe plan profesional și care sunt dornici de muncă și implicare, transmite primarul Flavius Roșu.